Orașul Novaci este într-o continuă dezvoltare. Primarul Dumitru Leuștean își propune ca în acest mandat să finalizeze o serie de proiecte aflate deja în desfășurare și să implementeze altele noi pentru a transforma orașul Novaci într-o localitate modernă și funcțională. Unul dintre cele mai importante proiecte este implementarea transportului în comun în oraș, care se află acum la un stadiu avansat, cu 80% din lucrări deja finalizate. În paralel, Leuștean urmărește să finalizeze și alte investiții esențiale pentru comunitate, precum centrul de tineret, pasajul pietonal, un loc de joacă, dar și un centru de artă și creație. În plus, edilul a declarat pentru 1+ TV că are în plan 4 proiecte noi pe fonduri europene. Trebuie să închidem proiectele care sunt pornite din mandatul precedent și aș menționa câteva. E vorba de înființarea transportului în comun în orașul Novaci, în care suntem într-un proces, să zic așa, aproximativ de 80% și sper că în jumătatea anului viitor să putem funcționa cu acest proiect. Un al doilea, care este tot pe fonduri europene, este un centru de tineret, pasaj pietonal și loc de joacă, care este mai avansat, trecut de 90% și cu siguranță va fi finalizat mai repede. Iar cel de-al treilea este un centru de artă și creație și plus traseu ciclo-pietonal, care de asemenea este într-o fază destul de avansată, la fel trecut de 92% și în curând va fi finalizat, recepționat și pus la dispoziție cetățenilor. Avem lucru, să zic așa, că vreo 4 proiecte pe fonduri europene care se vor desfășura în orașul nostru. Deja sunt cu ADN Craiova, o sală de sport, bibliotecă și anexe școlare la școala generală numărul 1, o sală de sport didactică. De asemenea, suntem în fază finală cu ultima clarificare pentru proiectul amenajare zonă de maluri și crearea de unei paleze în zonă și zone promenadă, respectiv spații verzi pe malul râului Gilor. Un proiect aproximativ de 5 milioane de euro. Zic eu că în cursul lunii acestea va fi semnat și acest contract. În ceea ce privește infrastructura rutieră, Leuștean se concentrează pe modernizarea străzilor din zona centrală a orașului. Un proiect deosebit de important pentru localitatea noastră este dezvoltarea mobilității urbane durabile în orașul Novaci, proiect care sper la fel până la finele anului să îl semnăm acest contract. Este un contract la care țin foarte mult, în sensul că cu ocazia acestuia vor fi, să zic, modernizate din nou străzile în zona orașului, în zona centrală, după lucrările care au fost executate pe POIM de către beneficiar APA Regio, care la fel este un proiect în curs de execuție, de aproximativ 700 milioane de euro, care în cursul anului viitor va fi finalizat și sper să fie pus în funcțiune cu rezultate.